Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trebuie să fii foarte activ în Republica Fantastică România, mereu atent la tot ce se întâmplă, se pregătesc noi generații de polițiști, absolvenții școlilor de agenți de poliție intră în pâine și firesc, și unii dintre ei intră și în ciorbică și în friptorici, mă rog, firesc primești și uniformele respective din partea statului român. Agentul trebuie să aibă uniformă, știți foarte bine. Doar că statul român pare să le fi împărțit uniformele, deci ca la tombolă, adică după număr, după număr în sens, după număr, nu după număr, adică după număr, nu după mărimi. Înțelegeți? Le-a dat pur și simplu. E nebunie pe grupurile de mesagerie ale proaspeților agenți de poliție. Toți caută să schimbe între ei uniformele primite de la Ministerul de Interne. Peste puțin. Erau și niște bancuri mai de mult. Astăzi vă schimbați chiloții. Ministerul a împărțit așa random uniformele? Da. A zis Vlad, ia-o tu pe prima. Ia, nu te-a întrebat ce mărime uniformă, ia. Pac. Bănuiesc că i-a întrebat înainte. Băi, mi-aduc aminte. Nu. Nu știu dacă i-a întrebat. Să știi că mi-aduc aminte și eu când am intrat în armată, dar asta se întâmpla în 86. Am primit uniforma după care am schimbat-o. Că nu era, că nu era pentru mine, da. Nu era. Dar asta nu e vreun truc de HR de ăsta ca să se împrietenească între ei, să-ți cauți uniforma, practic. Gen, te duci în cămin. Da. Colegilor, aveți un Excel. Dar oare agenții de poliție mai primesc și AZP-uri? Ce sunt la AZP-uri? Nu pot să spun. Pentru cine știe, știe. Cine nu, nu. Pentru foștii camarazi și cei care au făcut armata pe vremea lui Ceaușescu, în afară de uniforme, primeai și AZP. Dar nu. Așa, bun. Deci să citesc mesaje de pe... Este inside joke. Îmi pare rău, nu pot să spun la radio. Nu mai toți insista cu ea că ne fierbi. Da, gata, nu pot să zic. Bun. Deci, iată mesaje. Schimb bluză matlasată. Băi, ăștia au bluze matlasate. Așa. Schimb bluză matlasată cu mâneci detașabile 54. Devine vestă. Cu mărime mai mică 52 sau 50. Deci au bluză matlasată cu mânești detașabile. Cineva are 54 și vrea mai mic, 52 sau 50. Uh-huh. Următorul, bluzon 48 talia 1 pe 52. Deci abatere zdravână, adică 4 numere. Cineva, bluzon 48 talia 2 pe 44. Tu dai seama cum e să plătești 48 talia 2. Ești nebun, așa diferențe? 44, da. Cineva zice, eu am 44 și am nevoie de 48. Deci uite, ăștia s-au găsit. Vino la B, nu știu ce este. Uite mă, și da. Acum bea o bere. Etajul 1 pe stânga. Da. Da. La toate gecile am nevoie, în afară de scurtă, la bluzon și la geaca de iarnă. Îmi trebuie să schimb neapărat. Și mesajele continuă. Geacă model nou, 56, schimb cu 54. Model nou? Da. Schimb geacă model nou, 46 cu 2, adică talia a doua, cu 48. Vrei 50 cu a treia? Întreabă cineva. Am și eu 48 cu 2. Dau geacă model nou 48 cu 2 pe 50. Și etc. etc. Deci asta este poliția română. Eu pot să le transmit tinerilor că există un magazin în zona Lizeanu unde se vând uniforme de-astea. Am văzut de pompier, de mea, sigur. De poliție? Da, și să meargă acolo. Poate le primește fără bon să le facă schimb, știi ce? Păi, dar e legal să... Vin să porți uniformă? Că știu că portul ilegal. Nu bănuiesc că se... Nu, cred că sunt magazine, din ce am înțeles, unde nu ești servit decât dacă te legitimezi. Aha. Adică sunt menite pentru... Dar nu înțeleg, adică... Dar tu dacă ai fi... Clientela. Ești pompier, să zicem, da? Da. Teoretic îți dă de la serviciu. Adică nu te duci la magazin și mamă, mi-aș lua o geacă nouă. Vorbești cu colegii. Bă, fiți atent. Da, l-ați văzut-o pe aia nouă, mamă, ce frumusețe. E treabă. Da, dar nouă pentru mă duc să-mi cumpăr, că nu mai pot. Fierb, dacă n-am la serviciu o geacă de aia nouă. Și care e piața asta, este gândește că poate stai mă, poate din această cauză sau datorită acestui motiv există piață pentru vânzarea acestor haine. Că în mod normal, tu dacă te gândești, mai hai să ne deschidem un magazin, ce să vindem noi? Uniforme de poliție. Păi aia nu le primesc, adică te aștepți să vinzi așa ceva, ei le primesc de la stat. Nu, dar uite, așa se întreține o afacere, nu? Ce dar nu știu care o fi șmecheria. Da. Deci, este un magazin măricel, adică nu e un chioșc. Și păi, e foarte interesant. Toți agenții ăștia sunt, ei sunt măsurați, sunt cântăriți, sunt trebuie să dea probe fizice, că altfel nu primesc diploma. Adică statul știe. Dacă mă uit în trafic, sunt câțiva care sigur n-au, ori n-au trecut proba fizică, ori nu știu, cred că e altă probă fizică. Aproximativ 1800 de noi polițiști care își caută uniforma potrivită, estimează sindicatul Europol, se comentează intens, apare nu e nimic nou. Cineva zice, asta se întâmplă cu ținuta de 22 de ani încoace, nu s-a schimbat absolut nimic și nici nu se va schimba ceva în viitor, garantez. Altcineva zice, așa a fost mereu. Așa, probabil că sunt foști polițiști sau actuali polițiști sau nu știu, oameni care au trecut prin experiența asta. Cineva zice, așa a fost mereu. Te măsoară de 3 ori și tot cu pantalon de apă adâncă te alegi. Cum adică? Ce înseamnă pantalon de apă adâncă? Adică scurți. Sunt scurți și poți să...
Pantaloni de apă adâncă, intri cu în apă până la genunchi și nu te uiți că sunt pantalonii foarte scurți. Ok. Ai prins-o? Nu, nu m-am gândit la asta. Da. Dar pantalon... sunt la mod acum, că sunt cu gleznele la vedere, știi? Pantalon de apă adâncă, nu știam. Ai mesaj, vrei să citești? Da, zice că doar la început primesc haine. Și după aia primesc bani ca o normă de haine lunar și achiziționează singur. Stai. Deci tu după ce ți se rupe uniforma ta de polițist, de exemplu, ai normă și te duci la magazin și ți iei tu, ți alegi. Știi? Da. Și nu probabil așa asta. Aveți și pe alte culori. Uite, teoretic cumpără doar de la firmele agreate ale unor foste cadre militare. Logic. Da, dar nu, de ce s-ar fi gândit? Serios? Da. În sfârșit, un ultim mesaj. Cu alea mare, adică cu uniformele, zice cineva, cu alea mari nu-i problemă, curând o să le fie bune. Poate bravo, chiar rămân mici. Observ asta la absolvenții cu vechime. Ai văzut? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.